dimineață, te ajută să scapi de greață. Bună dimineața, cafeaua de dimineață cu apă de la robinet de data aceasta, că am înțeles că s-au rezolvat toate problemele apei și nu mai există niciun fel de păcăleală la apa serv. Angheluța a venit, a fost numit păcală și uite așa cât ai zice tândală, lucrurile s-au rezolvat, ci că e dintr-o dată se dă drumul la apă, la Roma. A fost așa un fel de brainstorming acolo. S-a dus neanunțat domnul Arsene împreună cu domnul Păcală de mânuță și au identificat problema la Roma. În nici 24 de ore. Comunicatul transmis de către Consiliul Județean este extrem de interesant. Ni se spune cam așa, că Ionel Arsene anunță că romașcanii vor avea apă non-stop în câteva zile și că nu vor mai fi probleme, etc., etc., etc. Și m-am tot uitat în comunicatul ăsta să văd dacă apare și un alt nume decât Ionel Arsene. Și nu l-am găsit. Poate nu-l văd eu bine. De ce? O fi chestia aia că nu vrei să spui că pe nou director de la apă se îl cheamă Păcală? Nu știu. Dar să vă povestim un pic cum e cu apa acolo. Și că s-a găsit soluția. Soluția o știau toți dinainte. Toți șmecherii care au un interes în această afacere, pentru că apa la Roman este o afacere. Nu de acum, ci de foarte mult timp. Toată lumea știa că există o conductă care vine pe la Săbăoani și de unde se poate lua apă. Dacă exista voință administrativă, politică și nu numai ochii puși pe portofele pentru șpagă, da? Se rezolva problema la Roman cu apa de acum câteva luni. Și acum să vii să spui că n-a vrut ăla și a venit ăsta și vrea, este ca și cum ai încercat să ne convingi acum că se poate trăi astăzi pe Marte respirând aer plin cu tot ce este acolo. Nu. Este o șmechereală, o afacere de doi bani care se speră că va fi curățată de apa de la Timișești și nu numai. Că tot vorbeam de apă și de mici șmechereli, uite că mai primim și mesaje în dimineața asta, dar le ignorăm deocamdată. Că tot vorbeam de apă, acum câteva zile a fost o conferință de presă interesantă și plină de lucruri bune la primăria Piatra Neamț. S-a prezentat programul de guvernare locală, ceva de genul acesta. Acolo, la un moment dat, s-a spus despre faptul că două șosele, două drumuri mari din Piatra Neamț vor fi refăcute în totalitate, pe bani europeni. Foarte frumos, foarte bine, era nevoie. De pe timpul Rotaru nu s-a mai lucrat în profunzime la infrastructura stradală. Numai că acolo, la un moment dat, se spune așa, spune domnul primar Dragoș Chitic, și sper ca și cei de la Apa Serv să vină alături de noi cu lucrările de mentenanță, așa. Mesajul transmis era următorul. Noi facem ăștia de la Apa Serv, care fac numai probleme și numai e așa, iar tenționăm acum să vină alături de noi. Ba chiar am și făcut un document în sensul ăsta. Mai oameni buni. Dacă vreți să ne credeți proști și tâmpiți, este treaba dumneavoastră. Un proiect de genul acesta care schimbă fața orașului se anunță la toți furnizorii de utilități din zonă din momentul în care încep să-l gândești ca să-și poată face și băieții ăia, dacă vor, dacă nu le spui că nu mai pot interveni și îți asumi tu problema cu apa și cu alte lucruri,
din momentul în care vor să-și facă planuri de investiții. Că nimeni nu are posibilitatea să facă investiții peste noapte. E anunț pe 10 februarie și îi spui că eu încep prin octombrie lucrările. Hai, fă-ți plan de investiții. Pentru că să schimb conductele, de exemplu, că tot vorbeam de apa SERV, în oraș, pe tronsoanele respective, că nu sunt niște conducte atâta. Și canalizarea să o faci, te costă cât bugetul orașului. Așa, by the way. Bun, destul cu apa astăzi și hai să vorbim și despre lucruri bune. Un lucru bun, colega noastră Cristina Mircea a fost nominalizată la categoria jurnalist la Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială. Ce să vă spunem? Suntem onorați pentru această nominalizare. Totul este pe bază de voturi pe online. Dacă intrați pe site-ul Mesagerul în materialul respectiv, găsiți și un loc unde se poate vota, dacă doriți. Dacă nu, se poate ignora acest lucru. Și acum, la un alt lucru bun, știți că pe lângă fondurile europene care sunt semnate prin agenție, direct cu ministere, nu știu ce, mai există o să spunem așa, o formă de acordare a unor finanțări pe proiecte nu foarte mari, dar de mare impact la nivelul comunităților rurale la început, acum se pare că lucrurile au evoluat. Scriam acum 2 săptămâni despre despre un om care se ocupă cu asemenea lucruri și care a adus destul de mulți bani, nu el personal, ci prin echipa pe care o are, în zona respectivă a județului. După 2 săptămâni ne-am gândit bine că e instructiv, educativ, să spunem așa, să-l avem în emisiune, să discutăm mai multe lucruri, pentru că ne-am săturat să vorbim numai de lucruri rele. Daniel Vasiliu, președintele Asociației Drumurile Bistriței, sau GALU Drumurile Bistriței, bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Te rog să mă scuzi pentru introducerea foarte lungă, te servim și noi cu un pahar de apă. De la apa SERV într-o cană pe care ți-o dăm acasă, că scrie pe ea cafeaua de dimineață. Mulțumesc! Și măcar ceaiul să-l bei, dacă nu cafeaua, și tu alegi sursa de apă, că acum e liber să alegi sursa de apă. Da. Avem alternative, o luăm de la Lidl, o luăm de la Carrefour, o luăm de la Kaufland, mă duc eu la casă și fac reclamă. Să știți că eu iau de la izvor, de la părinți. De la părinții au în spatele casei un izvor și prefer de acolo. Și eu care credeam că v-ați tras țeavă direct de la apa SERV. Nu, e... ca orice casă. Daniel Vasiliu, un nume cunoscut pentru că înainte de a fi la GAL a activat și în zona politică, dar eu astăzi vreau să discutăm ce obțin în prima parte a emisiunii despre această formă de organizare care permite accesarea de proiecte pentru comunitățile locale, dar nu numai pentru, să spunem, administrație publică, ci și pentru inițiativă privată. Așa este. Ai avantajul că ești și în forma aceea de organizare a tuturor galurilor, cum se cheamă, federația aceea? Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală, FNGAL. Deci ai o privire de ansamblu asupra lucrurilor. Ia spune-ne un pic. Care este importanța unui GAL pentru o comunitate și modul în care ați fost primiți în comunitățile din județul Neamț? Pentru că eu nu cred că la început lucrurile au mers chiar atât de bine. Așa este. Ce este un GAL? Cred că ar trebui să începem cu un pic de explicație pentru ca oamenii să înțeleagă în mare despre ce vorbim. Este o asociație. Așa. În care au intrat prin hotărâri de Consiliul Local mai multe primării, un teritoriu compact, deci care au vecinătate, graniță vecină. Deci s-a pornit tot de la administrație. Da, pentru a delimita teritoriul. De asta am avut nevoie de hotărâri de Consiliul Local, pentru că altfel dacă o comună făcea parte din două galuri, se suprapunea teritoriul. Și atunci a trebuit fiecare să-și aleagă din ce asociație face parte. Mi-aduc aminte acum cum își delimitează teritoriul anumite animale. Deci comunele au intrat cu hotărârea de Consiliul Local, iar
firmele, asociațiile, ONG-urile, tot ce mișcă, tot ce este viu în acele comune, au intrat prin hotărâri la fel ale Consiliului de Administrație, Bordului de Conducere de acolo. Asta este primul pas pentru constituirea acestei asociații. Apoi, se întocmește o strategie de dezvoltare locală bazată pe o analiză SWOT, bazată pe întâlniri cu fiecare primărie, fiecare consiliu local, fiecare primar, cu fiecare entitate care are activitate economică acolo și întrebăm, fie că este fermier, fie că este o activitate non-agricolă, noi trebuie să aflăm care sunt nevoile, problemele. Pentru că prin această strategie noi de fapt cerem bani pentru a corecta anumite deficiențe pe care le întâlnim în acest teritoriu a unui grup de acțiune locală. Țin să precizez că în județul Neamț este acoperit în totalitate, deci toate localitățile fac parte dintr-un gal. Sigur, mă refer aici la comune și orașe sub 20.000 de locuitori, pentru că așa este regulamentul Uniunii Europene, regulamentul pe care Comisia l-a instaurat și atunci deci aceste comunități practic își găsesc finanțarea într-un grup de acțiune locală din cele 239 câte sunt pe teritoriul României și atenție, acoperim 93% din teritoriul României. Nu există astăzi o altă rețea mai largă, mai bine structurată, care funcționează de 10 ani, pentru că grupurile de acțiune locală funcționează din 2010, aproximativ plus minus, înglobează aproape 1000 și ceva de oameni care lucrează, specialiști în acest domeniu, care lucrează de 10 ani și spun eu că rezultatele sunt bune spre foarte bune, pentru că România nu e așa, întotdeauna mai ai de corectat câte ceva, mai ales în ceea ce privește legislația cu care te confrunți. Am înțeles. Tot teritoriul județului este ocupat, practic. Este acoperit. Da, și 93% din România, din rural și oraș. Hai să spunem că în momentul ăsta mă interesează mai puțin. Ok, județul Neamț, da. Județul este important să nu creadă lumea că suntem doar într-o zonă. Da, da. Ce înseamnă în momentul acesta? Hai să luăm zona unde este Asociația Drumurilor Bistriței, da? Da, este zona de sud a județului Neamț. Deci de la Rosnov și comunele adiacente, comunele marginașe, limitrofe, cum vreți să le spuneți, vecine. Da. Ce înseamnă pentru zona respectivă activitatea galului? Adică, concret, eu când aud chestiile astea cu analiză făcută, cu planuri de dezvoltare, în secunda 2 încep să mă gândesc la niște hârtii făcute din birou. De către niște băieți care iau niște bani pe asta. De exemplu, ce ați identificat voi ca nevoi în zona respectivă? Păi, în primul rând, infrastructura în mediul rural, știți foarte bine că nu este la un nivel pe care noi ne l-am dorit. Și aici vorbesc și de infrastructura rutieră și de cea școlară și educațională și așa mai departe. Sigur că fiecare primărie a venit și a spus, domnule, nu am bani să fac un pod care îmi leagă două sate, nu am bani să fac o extindere de rețea de iluminat, sunt câteva, eu știu, case care nu sunt racordate pentru că nu pot să ajung până acolo cu rețeaua electrică. Nu am un teren de sport, copiii nu au unde să-și desfășoare orele de sport și nu numai, și o activitate ulterioară. E foarte bine că dai aceste exemple, păi, ca să înțeleagă. Asta s-au făcut concret. Bun, asta e de la primării. Da. Au venit și oameni. Evident că afaceri. Da. Evident. Dă că niște da. Exemple, ce anume s-a făcut? Fermieri. Au venit și au spus, am nevoie să îmi îmbunătățesc activitatea pe fermă, să-mi iau utilaje noi, performante, cu un consum redus de motorină, cu, eu știu, alte îmbunătățiri pe care le cere la ora actuală agricultura și au pus efectiv cofinanțări și din buzunarul lor, pentru că așa este la fondurile europene, trebuie să ai și cofinanțări și m-am bucurat că am văzut tineri fermieri care efectiv au ales să rămână în țară, au ales să lucreze și să dezvolte o afacere și atunci e mai mare dragul să vezi că poți să pui umărul și să-l finanțez pe acel tânăr. S-au făcut și activități non-agricole. De exemplu, un cabinet stomatologic. Da? Este nevoie într-o zonă unde, eu știu, populația, mai ales că este mai îmbătrânită, ajunge mai greu până la Piatra Neamț să scoată o măsea sau să-și rezolve problema. Păi să știi că asta este o problemă. Pentru că dacă te duci la țară, ai puține puncte de genul exact. Acesta. Da,
Voi nu puteți face, voi trebuie să vină propunerea dinspre cel care vrea să facă. Evident, noi suntem parte, deci impropriu sus finanțatorul, pentru că nu semnează cu grupul de acțiune locală, cu GAL-ul în sine, contractul de finanțare, ci semnează cu Autoritatea de Finanțare și Investiții Rurale, fostul, actualul AFIR, din cadrul Ministerului Agriculturii. Deci, practic, solicitantul, câștigătorul proiectului semnează contractul cu Ministerul Agriculturii. Noi ce facem? Întocmim strategia, scoatem la lumină, dacă vreți, nevoile oamenilor, problemele și încercăm să le găsim finanțare, fie prin GAL, fie de foarte multe ori i-am canalizat, i-am redirecționat către alte măsuri la nivel național, unde și-au găsit rezolvarea. Și adică este foarte important. Suntem cumva și consultanți. Da. Nu se încadra, dacă nu se încadra în ghidurile mele sau nevoia era mai mare decât sau suma era mai mare decât puteam noi să oferim conform ghidurilor. Evident. Adică foarte multe proiecte la nivel național au fost realizate și pentru că grupurile de acțiune locală prin oamenii care, echipa tehnică care gestionează lucrurile acolo, au ajutat efectiv populația, păduritorii de a face un proiect și au canalizat, i-au îndreptat către alte zone dacă nu s-a putut efectiv în GAL. Știi ce remarc eu? Ai spus așa, teren de fotbal, pod, iluminat public, utilaje pentru dezăpezire la primărie. Da, buldoiesc, avatare, ce sigur, aveau tot nevoie, felul de, da, cămin cultural, primărie refăcută de la zero, că efectiv cădea podul pe ei. Deci toate aceste nevoi arată situația unei infrastructuri precare. Și da, nu vorbesc numai de infrastructură drumuri, ci și infrastructură școlară, exact, infrastructura din servicii. Suntem în anul 2020. Nu știu, mi se pare că e jenant. Dar asta este realitatea, domnul Bălănescu. Ce ați vrea să facem? Noi încă, hai să vă să povestesc altfel. Eu, fiind secretar general al Federației Galurilor, am fost delegat și să mă ocup de ceea ce înseamnă relații externe, mă rog, reprezentarea în anumite foruri decizionale de la Bruxelles. Unul din forurile în care ne întâlnim este la Ardul, Asociația Europeană a tuturor galurilor, care întrunește vreo 2000 și vreo 300 de grupuri de acțiune locală din toată Europa. Ei, când mergem și spunem ce facem noi, acei colegi se uită de parcă își aduc aminte de anii 80, când au început ei să facă galuri. Se uită ca mine acum. Adică, cum, domnule, voi faceți în continuare? Da, noi în continuare facem asfalt, în continuare facem, nu știu, lucruri care țin de infrastructură. Asta este adevărul. Ei au terminat, au împachetat, poate de aceea nici nu sunt foarte performanți la nivelul absorbției fondurilor pe galuri astăzi, că asta este adevărul, față de România, care are nevoie stringentă de bani. Și cred că acum 4-5 ani de zile am mai discutat odată despre galuri și aveam un titlu așa parcă mai pompos și am zis: satul românesc are nevoie de miliarde de euro pentru a reduce diferența, discrepanța, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, între ceea ce înseamnă ruralul românesc și ruralul european. Asta nu înseamnă că ruralul românesc nu este deosebit și frumos. Ba da, eu mă mândresc peste tot pe unde merg că noi mai avem originalitate. Am fost într-una din întâlniri cu un costum popular, tradițional, îmbrăcat. Vreau să vă spun că au rămas gură cască, ca să spun așa pe românește, că ei nu mai au așa ceva. Deci nu mai... Da, o întrebare. Un proiect pe originalitate a venit spre finanțare? Sunt proiecte care au venit pe componenta culturală, pentru a păstra tot ceea ce înseamnă artă, meșteșugărești, costume populare, tradiții, obiceiuri și așa mai departe. Asta însemnând, eu știu, dotarea unui spațiu cu toate cele necesare pentru a transmite, dacă vreți, generațiilor care vin, lucrurile pe care bunicii noștri le-au învățat și le-au păstrat. Dar în paralel cu nevoile acestea de asfalt, săl de spor și astea, a venit cineva pe zona galurilor cu un proiect în zona IT-ului, în zona rurală, să-ți vine cineva: dom'le, vreau să fac ceva în zona asta. Ați avut asemenea solicitări? Mie mi se pare că e ignorat domeniul. Nu, efectiv să dezvolte un business în zona IT-ului, nu.
Probabil pentru că e o problemă cu forța de lucru, mă gândesc, pregătită pe așa ceva în zona rurală. Adică miram așa eu să găsesc la Dochia sau la Mărgineni 5 IT-iști care au terminat facultatea sau măcar știu despre ce este vorba și eu să-mi fac o firmă acolo pentru dezvoltarea unor software sau la ce vă referiți? Bănuiesc că în zona asta vă referiți, nu? Ceva de genul ăsta? Nu știu, eu sunt mai nepriceput. Cu cine lucrez? Pentru că eu sediu, dacă l-am finanțat prin GAL, trebuie să l-am în comuna în respectivă. Nu pot să l-am la Iași sau da. La Ceahlău. Nu, trebuie să l-am în una din comunele aferente sau componente ale grupului de acțiune locală. Și atunci eu vă spun că în agricultură este o problemă cu mână, cu forța de lucru. Pentru că vorbesc cu fermierii care vin și ne cer sfaturi și încercăm să-i ajutăm și noi cât putem cu finanțări și spun, nu am cu cine să lucrez. O combină care costă 400.000 de euro. Și au fost proiecte. A venit de acasă efectiv cu 200.000 și noi am finanțat cu 200.000 pentru că finanțarea este 50-50 pe această zonă de dotare cu utilaje agricole moderne. Și mi-a spus, am o mare problemă, trebuie să-l trimit la curs 2 săptămâni pentru că el nu știe să utilizeze acea combină. Numai e ce știam noi odată cu un volan și cu un schimbător de viteze ca la autobuz. Totul este tehnologizat, este avion dacă te urci în cockpitul unei combine sau chiar și a unui tractor. No, mă gândesc că s-au băgat atâția bani în proiecte europene care cică pregăteau forță de muncă. Aia e altceva. Vorbim de POSDRU, vorbim de programul operațional de capital uman, altceva. Da. Noi nu facem legătura. Așa. Știu, dar teoretic noi ar trebui să avem forță de muncă pregătite la cât s-au pregătit pe asemenea proiecte europene. Există practic, o bază de date cu oamenii probabil și se poate lua la mână. Practic, nu-i găsești. Bun, să revenim la gamuri. Ce feedback aveți de la populație în zonă? M-ați întrebat la începutul emisiunii cam cum au văzut primăriile și oamenii sau entitățile, efectiv firmele, cum au văzut această poveste. Cu scepticism, așa cum privește, cred, sau cum privesc mulți români, orice activitate nou creată sau orice le vine nou în sat, cum se spune. Sigur că și primarii vă dați seama, domnule, în ce intrăm noi, în ce asociații, în ce AD, în ce... Ia le explică, le... Dar știți de ce? Spun așa. Păi ce, sunt membru în AD Acva Neamț... Ei, aici v-a plecat o minge. Deci sunt membru în AD Acva Neamț, mă cheamă acolo și îmi spuneți, votez politic, așa cum zice șeful de partid. Da. Mă cheamă, sunt membru în AD Urb Trans și eu trebuie să plătesc pentru abonamentele de care beneficiază mai mult ăilalții, că la mine nu sunt. Sunt membru în AD Eco, da, unde mi se impun prețurile la gunoi. Ce mai vor și ăștia de la GAL? Exact, cu GAL-ul, da. Prima oară să știți că am înființat 2 grupuri de acțiune la GAL, din cele 6 existente astăzi. Sigur, am mers la cursuri 2 săptămâni în Finlanda, trimis de Ministerul Agriculturii, cu studii, adică să nu credeți că orice om de pe stradă, lei, hai domnule să facem un GAL. Domnul Bălănescu, sunt 239 de manageri ale acestor grupuri de acțiune locală. Știți că noi am dat bilet în ordin pentru suma pe care am semnat-o? Bilet, cec în alb, ca să înțeleagă și privitorii noștri. Câți ar face sănătoși la cap să dea un cec în alb, un cent dacă dispare, vine și îți ia și casă și pisică și cățel și totul de acasă. Nu te joci cu fondurile europene, nu te joci cu OLAF, cu DLAF și așa mai departe. Deci asta înseamnă că trebuie să fii extrem de... Îmi pare rău. Te joci. Uite, într-o comună din județul Neamț a venit OLAF-ul, a constatat 3 milioane și ceva, adică 30 și ceva de miliarde lei vechi. A zis că îi vrea înapoi, nu i-a dat nimeni înapoi, s-au acumulat penalități de 70 de miliarde. Vorbiți de Ceahlău? Nu, știu, o comună din județul Neamț. Și acum, banii s-au dat de la guvern ca să nu intre comuna aia da. În... Păi nu, dar de 10 ani de zile nu putea să acceseze niciun fond european, de pe vedea sapardului. Da, ați auzit, apropo de ce când alb, ați auzit ca cineva să răspundă pentru banii aia? Nu știu, aici este păi treaba... Păi nu, că de aici am plecat. Da. Ați semnat un cec în alb. Da. Adică eu îmi asum o răspundere pentru așa păi ceva. Păi acolo când și în alte 10 de cazuri nu contează cecul în alb. De asta trebuie am înțeles ce vreți să spuneți, diferența dar... asta. Da. Mă rog, noi suntem totuși supuși, avem o presiune constantă pe cap.
noi manageri și sigur și echipa tehnică. Am și spus-o în ziua la dumneavoastră și întotdeauna spun, oameni buni, indiferent pe ce funcție ești, să nu-mi spună mie careva că a putut să realizeze un metru de drum sau un capăt de ață fără să fie avut o echipă în spate nu există care să fie ceva. Ajutat. Nu există. Nici măcar politicienii ăștia care se bat cu pumnul în piept. Dumneavoastră, fără meserașul de la tabletă, n-ați putea să faceți această emisiune, bănuiesc, nu? Corect. Cu toată tehnologia. Hai să spunem că aș, putea, și să la fac, noi. Aș putea să o fac, dar ar trebui să stau cu ochii mai mult în tabletă. Ei, nu. Așa este corect. Nu trebuie să ne arogăm merite mai multe decât ne se cuvine. Și cred că modestia trebuie să fie un criteriu destul de important pentru un om care lucrează cu administrația publică. Sunteți salutat. Vă salut, domnule Vărănescu. Felicitări domnului Vasiliu pentru sprijinul comunităților prin finanțări europene în aceste zone rurale. Salutări de la colegi de partid, aveți pe aici mai multe, salutări de la alți oameni. Mulțumim frumos! Le-am spus și spun și acum, orice intervenție este binevenită și orice întrebare este binevenită. Corect. În măsura în care invitatul sau poate eu am și răspuns. Pot da un răspuns. Care este maximul pe care ați amintit de 200.000 de euro? Proiectul se încadrează, orice proiect poate să primească între 5.000 minim și 200.000 maxim. Iar la cofinanțări vorbim de la 50% la 90%. Din suma câștigată, contractată cu Ministerul Agriculturii, se împart acele sume de comun acord. La nivelul galului, pe mai multe măsuri. Măsură pentru primării, măsură pentru fermieri, măsură pentru activități culturale, măsură pentru activități de mediu și așa mai departe. Sigur că în momentul în care eu nu am solicitare pentru o măsură pe care am preconizat că va fi vandabilă, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, pot să mut bani dintr-o componentă în alta cu aprobarea ministerului, adevărat, și să spun, domnule, am scos de 3 ori măsura respectivă și n-a venit nimeni să facă proiect pe, nu știu, IT, cum spuneți dumneavoastră, pe zona de broadbanding. Și atunci ne putem să mutăm banii pe o altă măsură unde sunt proiecte în așteptare sau solicitări mai mari. Ați avut eșecuri? Adică proiecte începute? Da, nu începute, nu. S-au retras. De obicei, să știți că noi facem o filtrare și eu și cu colegii discutăm foarte mult înainte de a depune cineva un proiect. Adică, domnul Bălănescu, ei sunteți sigur că vreți să faceți proiectul ăsta în IT? Dar de unde luați oamenii? Dar cui vă adresați? Dar cui vindeți produsul? Dar. Dacă nu simt că să nu am... Proiectul. Păi să nu, că mi-l reziliază și după aia o iau de la capăt și munca e dublă. N-are rost să-l încurc nici pe omul ăla să-și piardă banii cu care a venit din Italia sau din Spania sau din diaspora, ca să vorbim așa. Și n-are rost nici pe mine să, nici pe noi să ne încurce și să eu să-l bag într-o zonă în care omul ăla să fie falimentar. Nu-mi doresc așa ceva. Au fost 2 sau 3 exemple în care omul l-a depus și după aia s-a retras pentru că nu mai îndeplinea anumite condiții. Vedeți, dumneavoastră, predictibilitatea economică, din păcate, în România este un cuvânt greu de abordat. În sensul în care acum 4 ani de zile, nu vreau să mă gândesc. Acum 4 ani de zile era salariul 850 de lei. Omul își face un plan, vine, își angajează și am speță concretă. Își angajează 5-6 oameni noi, creează 5-6 locuri de muncă, pentru că noi am creat peste 30 de locuri de muncă numai în această perioadă. Și când vorbim de perioadă, trebuie să explicăm oamenilor. 2007-2013 a fost perioada în care s-au constituit galurile. 2014-2020 decembrie suntem acum în această perioadă și urmează 21-27. Aceasta este perioada în care toate statele membre UE sunt finanțate pe ceea ce solicită pe fiecare minister în parte. Spuneam la începutul emisiunii că aceste galuri s-au adresat în special pentru zonele rurale și orașele până în 20.000 de locuitori. Există acum, am înțeles, și posibilitatea ca zonele suburbane sau, mă rog, cartierele marginale, să spunem, ale municipiilor sau orașelor peste 20.000 de locuitori pot fi incluse într-un gal urban. Tot grup de acțiune locală se cheamă, dar este urban pentru că aceste cartiere, într-adevăr, de multe ori suferă la capitolul, iar ne întoarcem la infrastructură și tot ceea ce... Și acolo ar intra așa, administrația locală, da. Da? Și... să spunem, investitori care au în zona respectivă, adică în cartierul acela marginaș,
posibilitatea pot, să investească? Da, poate să-și dezvolte o afacere acolo, vreau, să-și o extindă. Eu sunt sau... în centrul orașului, da, și vreau să fac o afacere acolo. Mă înscriu între cei eligibili? Dacă business-ul faceți în zona respectivă. În zona respectivă, da. Da. Sigur că da. Sigur că da. Și se întocmește o strategie la fel, se duc documentele la Ministerul Dezvoltării și se, efectiv se semnează cu ei pentru a reduce, dacă vreți, discrepanța dintre ceea ce înseamnă centrul orașului sau o zonă bine utilată, bine dotată cu tot ceea ce este necesar și Văleni sau Ciritei, sau ca să dăm două exemple. Nu, că am văzut foarte multe proiecte la primăria Piatra Neamț, de exemplu, de parcuri în zone marginale și alte lucruri. Mă gândesc că asemenea lucruri ar putea fi finanțate și prin galuri. Prin galuri urbane s-au luat. Adică noi avem, de exemplu, cred că cel mai apropiat este la Rădăuți, dacă nu mă înșel. E un proiect care are 7 milioane de euro finanțare și Rădăuțul nu e Piatra Neamț, totuși. Da, da. Din multe puncte de vedere. Și pro și contra. Da. Știu la ce vă referiți. Și da, să fac lucruri, să mișcă lucrurile. Vedeți dumneavoastră, aud păreri pro și contra vis-a-vis de aceste fonduri europene. O curiozitate. Avem două municipii, deci care se încadrează la galuri urbane. Galuri urbane. Și au venit primarii, zic, băi Vasiliu, băi Daniel, haide să vedem un pic cum am putea și noi să intrăm în zona asta. Ați făcut vreun plan? Nu știu. Dragoș Chitic. Ce se întâmplă? Trebuie să facem diferența între galurile rurale și urbane, nu numai de populație sau de zona de adresabilitate, ci și faptul că finanțatorul este diferit. Sigur, da. Eu nu mă pot duce cu... Acolo este Ministerul Fondurilor Europene. Aha. Și aici este Ministerul Agriculturii la galurile rurale. Eu nu mă pot duce să mă erijez în ce? Sunt eu Dumnezeu sfat, pe pământ, domne, și cum s-ar putea am avut face? Discuții la momentul cum respectiv și am spus, face? Vedeți că se deschide măsura pentru în a depune. Da, am avut discuții cu ambii primari la momentul respectiv, de altfel au și chemat firme. Când ai o experiență în programe, selecție, implementare, da, e corect să nu apelezi la cineva. Așa este, așa discuții, vă dați seama, le-am și cu primarii care sunt în zona Galului și care sigur că au nevoie de multiple finanțări, nevoi pe care nu și le pot acoperi din gal. Și atunci îi spun, vezi că în data de se deschide la Ministerul X sursa de finanțare cu tare. Du-te, depune că îți rezolvi problema aia. Am avut discuții, au avut atonări și știu că au avut și firme care și-au arătat disponibilitatea de a crea galuri urbane și în Roman și în Piatra Neamț. Știu sigur lucrul ăsta, că l-am discutat împreună. Mai departe, de ce nu s-a semnat contractul sau de ce nu a intrat, nu știu. Să vă spun că nu am urmărit traseul. Bun. Cu ce e mai ușor să lucrezi în galuri? Cu administrația publică, locală, sau cu investitorii privați și ONG-uri? Am să vă dau un exemplu, că vreau să fiu exemple tranșant. După o ședință, vă dau două exemple, de fapt, și. După o ședință în care încurajam asta acum la începuturile galurilor, încurajam primarii și spuneam, măi oameni buni, voi trebuie să știți cel mai bine tot ce mișcă în zona voastră, că sunt la taxe și impozite firmele alea. Încercați, pe lângă fondurile pe care le luați pentru dezvoltarea localității, proiectele primarilor, cum se spune, ale primărilor, pardon, cum se spune, încercați să încurajați, mai ales vara, când vin acasă frații noștri din diaspora. Așa. Omule, nu vrei să rămâi, uite, casa ți-ai făcut-o. Ai un bănuț pus deoparte, ce ai lucrat? Păi am lucrat în Sicilia la sere, am fost așa, sau la un service auto. Hai, cunosc eu, uite, niște băieți aici care sunt la gal și vor să facă, poate să-ți dea finanțare, să faci business-ul ăla care l-ai tu acolo. Și vei acasă, da? Și îl dezvolți aici. Așa, și? Mi-au spus un primar, că nu vreau să spun mai mulți. Un primar mi-a zis, domnul Vasiliu, păi dumneavoastră credeți că eu sunt nebun să-l încurajez pe Bălănescu să-și deschidă afacere la mine în zonă, să crească și pe aia să mă concureze pe mine la primărie? Asta este un exemplu. Alt exemplu. Și cu partea privată. A fost așa. Sigur, este un exemplu izolat, ca să ne înțelegem. Noi avem, chiar la modul sincer, avem un dialog și ne respectăm foarte mult și cred că avem o colaborare foarte bună cu primăriile. Eu cunosc un exemplu tot de primărie. A venit un investitor și a zis așa, vreau să deschid la dumneavoastră în comună o secție de producție. Uh-huh. Am identificat spațiu, am făcut cu tare, ajutați-mă, vă rog,
Să vedem, dintre asistații sociali, că nu era muncă de IT-ist. Exact. Era, răspunsul primarului, sincer, puțin amețit la vremea aia era, domnul primar a fost, bă, dar eu îmi pierd asistații sociali pentru voi, mă. Bun, acum să fim sinceri, că o să creadă privitorii noștri că în comune sunt numai primari care, eu știu, fac borobațe sau... Nu. Acestea sunt cazuri izolate și le-am dat exemple de cazuri negative. Sunt două cazuri negative care arată o anumită mentalitate a unor primari, care mulți dintre ei se cred Dumnezei în localitate. Sunt primarii ceilalți care vor să facă, care îți deschiși la minte. Dați-mi și un exemplu. Am un exemplu, n-aș vrea să nominalizez ca să nu spun că fac diferența între ei, cred că așa este corect. Care mi-a zis, orice deschiz, la orice oră, eu depun proiect, indiferent când trebuie sau nu trebuie. Zic, cum adică indiferent că trebuie sau nu trebuie? Eu vreau să iau cât mai mulți bani, pentru că le-am spus la un moment dat, dacă voi nu puteți să-i luați banii pe proiecte dedicate primăriilor, nu le încercați să-i luați prin privați. Pentru că la urma urmei, privatul ăla își angajează 2, 3, 5, 7 oameni crește din comună. Da. Vine cu taxe și impozite. Pe ce se bazează un buget la nivelul comunității locale? Pe taxe și impozite, pe ceea ce mai iei de la Consiliul Județean, de la Finanțe. Cel mai mult, cred că dacă e să luăm, cu excepția câtorva comune care sunt bogate de acasă, cum se spune, că au activitate economică mare. Nu, sunt bogate de pe vremea comuniștilor. De acasă, comunistă. De când s-a făcut, în sensul ăsta, fac trimitere la acasă, exact. Moștenirea comunistă. Fondurile europene le-au rezolvat foarte multe necesități. Să fim cinstiți, sunt fonduri care, dacă nu știm să le accesăm în continuare, așa cum am făcut în ultimii 10 ani de zile, noi oricum îi dăm banii la Bruxelles, în căciula mare, cum se spune, în coșul mare. România oricum cotizează. Am o mare curiozitate și poate mă pot ajuta. O comunitate locală, o primărie, poate accesa prin GAL un proiect prin care să ducă de la conducta de canalizare din stradă spre oameni. Da, sigur că utilitățile. Da. Sigur că da. Sigur. Și gaz și orice utilitate, dar trebuie să se încadreze în suma maximă prevăzută. Ei, vedeți dumneavoastră, tot ceea ce înseamnă infrastructură necesită sume mari, să fim cinstiți. De ce vă spun? Avem comune în care s-a tras apă. Și nu s-au mai făcut branșamente, consumatori. De ce? Pentru că unii nu vor, alții. Da, aici unii nu vor, alții așa. Mă întreb dacă poate exista un proiect prin GAL să duci mai departe, măcar până la curtea omului, să-i faci racordul până la curte. Evident, problema este că de multe ori apa și canalizarea adusă în comunități, mai ales acolo unde, că sunt și la noi comune mai sărace, comune mai bogate, că așa este ca peste toată România. Omul, să știți că se gândește, dacă eu iau apa de la Dumnezeu din curtea mea, din fântâna mea, de ce ar trebui să plătesc 6 lei sau 9 lei cât este cu tot cu pluvială? De ce? Iar fosa, hai să spun că, uite, te racordezi la canalizare. Ce îmi place când spui asta, știi de ce? Dar eu vă spun pentru că realitatea eu, din teren, nu născocesc eu. O cunosc și eu, dar aici am vrut, dom'le, vreau să am și eu un interlocutor care să spună același lucru ca și mine câteodată. Dar când am mers cu un proiect pentru a trage pentru a apă accesa și acei bani, te-ai dus cu o listă de 2000 de oameni din 4000 cât ai avut sau cu 200 din 400 cât sunt localități semnatari. Ai altceva, știu ce vreți să spuneți. Păi și atunci poate era apa 2 lei și acum este 6 lei sau de foarte multe ori se întâmplă să spună, domnule, vrei să vină apă la noi în comună? Da, mama, e să vină apă, cum să nu? Semnează aici, semnează, se întrunesc numărul de solicitări, se duc, se face lucrarea sau lucrările, bine că s-a adus și se înlocuiesc, că la urmă nu ai să fim cinstiți, că să înțeapă sau nu cât s-au scris, totuși este important să ai apă în comunitate, să ai măcar hidranți, Doamne ferește, în caz de arde. Păi uite cum s-a întâmplat la Humulești ieri, noapte. A izbunit un incendiu, a ars o casă pe strada respectivă, este asfalt, ăla a fost un băiat foarte bun care a spus beton, nu asfalt. Nu știu dacă nu-i finanța prin gal. În margine? La Humulești. Nu ajungem acolo, deci, nu. Deci, au pus asfalt și în zelul ăsta de a pune beton, scuzați. Da. Se pare că au acoperit hidranții, da. Și băieții care au venit de la pompieri, ei aveau, că acolo sunt hidranți. Da. Da. E scris și pe o tăbliță, deci, pe un gard. Nu erau hidranți, nu s-au putut cupla. Versiunea
a fost că n-aveau presiune. Am înțeles. Dar ei nu prea mai erau. Mai sunt și atunci, greșeli. Da. Dar nu, să-ți mai spun și altceva, că tot vorbim. Mașinile de pompieri nu au putut intra în strada respectivă, pentru că acolo unde s-a făcut lucrarea, n-a ținut cont cineva cum intri ca să poată să intre o mașină. Mai gabaritică, așa. Da? Și apa, ca să stingă incendiu, au fost nevoiți să o aducă de la Târgu Neamț. Era dată de apa serv sau de apa vitală? De apa serv, dar nu contează. Vorbesc. Nu contează, pentru că apa vitală, ca să dea apă la Târgu Neamț, ar trebui să-și aducă aminte de unde iau ei apă pentru... Dar oare nu se creează o stare de incompatibilitate dacă iei apa de la Târgu Neamț și strângi în altă zonă? Stare de incompatibilitate. Că parcă s-a mai fost o chestie. Nu? Este atât de mare starea de prostie și de incompetență administrativă totală, încât nici nu mai contează. Cred că dacă s-ar pune în apa de acolo niște picături de altceva, poate ne-am deșteptat și noi în județul Neamț. Daniel Vasiliu, galurile sunt importante și întotdeauna am spus lucrul ăsta, pentru că, într-adevăr, pot finanța nevoi locale. Cea mai mare problemă a galurilor care este? În afară de limita de sumă. Nu, că nu ne plângem noi că avem o limită de sumă, pentru că... 200.000 de euro totuși este o sumă. Da, în condițiile în care v-am spus, trebuie să vii și tu, ajungi cu 50%, plecând de la 50% sau poți să vii chiar și cu 10% în condițiile în care au fost măsuri cu 90% finanțate de GAL. Cea mai mare problemă sau una dintre cele mai mari este birocrația în documente în continuare. Încă? Pentru asta, da, și vreau să spun că în ultimii 10 ani am și spus-o de altfel în interviu. Pentru că ne-am bătut, domnul Bălănescu, pentru că ne-am luptat să-i facem pe cei care au pixul, pâinea și cuțitul în mână să înțeleagă că aceste grupuri de acțiune locală reprezintă singura sursă care, atenție, galurile și-au sediile în comună, jos, acolo, lângă cetățean, nu undeva într-un tur de fildeș la București. Și atunci e foarte facil să dai ochii cu cel care știi că trebuie să-l ajuți pentru o finanțare, te întâlnești mai des, altfel vine lumea cu deschidere către tine. Ne-am luptat cu cei de la cu factorii decidenți și cu factori politici și cu factori administrativi, ca să ne înțelegem, să le deschidem mintea, mai oameni buni. Și în Europa se practică lucrul ăsta. Dacă eu trebuie să schimb iluminatul public, vă dau un exemplu, și atinge componentă de mediu pentru că pot să-i pun panou fotovoltaic și merge moca, cum se spune la noi în România, gratis, da? Da. Ai lumină mai gratuită noaptea, da? Când, dacă se arde sau mai schimb, dacă iei panouri de calitate, într-adevăr, nu ai treabă. Și ai iluminat public aproape gratuit. De ce să iau bani de la gura fermierului și să nu iau bani dintr-o axă, o măsură, pe care Ministerul Mediului poate să o deschidă, să iau bani de acolo? Corect? Pentru că atinge componentă de mediu. Corect. Și orice proiect care atinge componentă de mediu, dați-mi voie mie grup de acțiune locală, pentru că eu, de fapt, sunt un intermediar. Identific nevoia, intermediez proiectul acolo. Identific nevoia și vin și spun, în comuna X am nevoie de aia. Ia să mă uit așa pe o tablă mare. Cine ar finanța din ministerele astea problema respectivă? Ministerul X. Alo, bună ziua, poftiți, luați proiectul. Nu noi facem proiectele. Noi îi ajutăm, noi le primim și le evaluăm, efectiv să fie conform ghidului, conform statului european, și le dăm mai departe, iar finanțatorul semnează cu beneficiarul, e problema lor, nu semnează cu mine. Eu nu fac plată, nu și fac... Și am făcut un serviciu comunității. Evident. Am făcut un serviciu comunității. E un ONG, domnule. Da. Deci galul ăsta e un ONG, nu este afacerea lui Bălănescu sau lui Vasiliu, ca să nu înțeleagă lumea că Vasiliu stă pe eu știu, mânuiește 12 este milioane de euro... care are un anumit obiect, să spunem. De dezvoltare rurală, tot ceea ce înseamnă și urbană sub 20.000 de locuitori, pentru că aici Bicazul, Târgu Neamțu și Rosnovu sunt intrate în grupuri de acțiune locală, pentru că au sub 20.000 de locuitori. Am vorbit așa de mult că n-am mai apucat să vorbim despre ceea ce vreau eu să mai batem, să tocăm în partea a doua emisiune. Dar bănuiesc că mai faceți emisiune. Mai facem emisiune, sperăm să mai facem, eu știu. Așa... Ești și membru important al Partidului Național Liberal. Ești secretar general adjunct. Un membru, deci un membru este un membru, un secretar general, chiar și adjunct, este o funcție importantă. Da, ești cu ajutorul colegilor, nu e... Da,
n-am zis că fără ajutorul colegilor. Știi, modestia este bună, dar până într-un anumit punct. Bine, cum spuneți dumneavoastră? Faptul că ești în gal de atâta timp, că te ocupi, te ajută în activitatea politică, eu cred că asta ajută mai mult partidul. Pentru că poți identifica nevoi pe comunități și cunoști foarte mulți oameni. Da, e adevărat că am și activitate politică, dar asta dinainte de a se înființa galurile sau pentru că orice cetățean cred că are dreptul să facă și alte activități. În 2000. Nu ți-am reproșat. Știu, încerc să explic faptul că activitatea politică... Cine se scuză... Dar nu, n-am de ce să mă scuz, doamne ferește, că nici n-am ce să ascund. Activitatea politică se întrepătrunde chiar dacă vrei sau nu cu activitatea fondurilor. De ce? Pentru că în gal sunt primari de diferite culori politice, să fim cinstiți. Este foarte important să ai o relație bună cu edilii, pentru că altfel înlesnești dialogul. În ceea ce privește funcția de care aminteați, da, sunt membru într-o echipă care spun eu că a crescut frumos în ultimii ani, o echipă care a fost deschisă către oameni care au vrut să îmbrățișeze. Hai să nu vorbim de doctrină, că eu cu doctrinele nu prea mă împac așa, pentru că nu prea se respecte indiferent de partid ca idee și aici poate să se supere orice coleg de-al meu, dar așa am simțit eu în ultimii 20 de ani de politică și de administrație, că în România e așa, cam totul la comun. Când vezi că se întâmplă și ce fuziuni se întâmplă pe piață, azi e ceva, mâine e altceva, nu mai e siguranța că se aplică doctrinele cum e Marea Britanie sau cum e Statele Unite. Și aici mă bat cu orice politician care vrea să-mi explice că așa este. N-am o problemă. Mai adică te întreb direct. Vă rog. Ce șanse are PNL-ul să câștige Consiliul Județean pe alegeri unii nominale? Pe alegeri unii nominale, asta pot să vă spun în condițiile în care voi ști candidații. Deocamdată nu știu candidații. Secretarul General Adjunct nu știe candidatul la PNL? Nu. Dar nu, lucrurile se iau în birou permanent județean, nu s-au definitivat. Sigur că funcțiile de președinte al Consiliului Județean, de candidat de fapt și de candidat la cele două municipii, conform statutului se aprobă și în birou permanent național. Și vă pot spune că deocamdată, din ce știu, suntem într-o fază de sondare și în momentul în care se va lua decizia finală și cu aprobarea tuturor forurilor statutare, atunci putem să facem o evaluare. Pentru că ar fi incorrect acum să spun eu, da, PNL-ul va lua 90% și va... Da, așa. Nu. Eu cred că are prima șansă pentru că, în mod normal, așa cum pot să vorbesc și ca cetățean, asta este valul, asta este trendul. Sunt convins că echipa pe care PNL-ul are la Neamț e... mai valoroasă, cel puțin din punctul meu de vedere, și putem să-i punem pe masă pe toți ceilalți, efectiv, ca și nume, ca listă vorbesc, și să vedem să facem o comparație. Sunt foarte multe lucruri de spus, cel puțin din zona asta, pentru că iată se întrepătrunde cu ceea ce fac eu în viața de zi cu zi de 10 ani și simt lucrurile din... Da. Din păcate nu mai avem timp, dar poate facem o emisiune și discutăm despre activitatea politică. Continuăm, partea a doua, exact. Și... stau și mă întreb așa, dacă nu cumva rezultatele de la ultimele două runde de alegeri, în care, de exemplu, zona drumurile Bistriței, ca să sudul spune, județului, sudul spune, județului a avut zona... rezultate interesante pentru PNL și mai puțin interesante pentru PSD, se datorează și unei activități politice duse în cunoștință de cauză privind nevoile comunităților, care pot fi identificate chiar și prin analizele acelea făcute la nivelul galului. Mulțumim pentru participarea și la emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Vom mai discuta cu Daniel Vasileu și politică și poate odată facem și o emisiune mondenă. Să nu se ducă numai la emisiuni naționale împreună cu soția și copilul, fetița. Cu drag. Așa, poate facem o emisiune mondenă și aici. Vă dorim cele bune, sper că nu v-am plictisit foarte tare, că de plictisit oricum plictisim. Vedem în like-uri asta sau da, cum e că eu... Eu nu mă pricep foarte bine la like-uri. Dar nici nu am Facebook. Dar o sunt să atipic. Vedem și la telefon, și la intervenții și ce mai este.
Numai bine, sănătate!